Autobloc.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova. Dragi prieteni, revenim cu un nou video în care o să vorbim de data asta despre noua generație Skoda Octavia RS. Un model foarte așteptat, un model pe care trebuia să îl văd acum pe viu la salonul auto de la Geneva. Dar oricum, odată cu acest coronavirus și cu amânarea salonului, fiecare producător acum lansează mașinile așa cum poate. Skoda a ales o modalitate, așa cum a spus și CEO-ul companiei, Simply Clever, așa cum este de fapt și sloganul, și a prezentat mașina într-un studio și despre ea ne-a povestit chiar CEO-ul companiei. Ei bine. Noi o să vă povestim despre ceea ce cunoaștem acum la moment și ceea ce a publicat Skoda și de fapt toate aceste informații le iau chiar acum de pe autoblog.md. Vă invit și pe voi să urmăriți pentru că Alex acum scrie tare multe știri legate de salonul auto de la Geneva. Deci, așteptarea a luat sfârșit, uite că a debutat Octavia RS care acum se numește Skoda Octavia RS IV. IV, de fapt, este un subbrand, dacă vreți voi, în gama Skoda, sau, de fapt, cu acest apelativ IV vor fi numite toate modelele electrificate. Și asta înseamnă că Octavia RS este și ea electrificată. Deci, este un model plug-in și la asta nu prea tare ne-am așteptat. Și uite, aici eu am o întrebare, cât de mult le va place pasionaților de automobile sportive și în special pasionaților sau fanilor Octavia RS, pentru că ei sunt foarte mulți, inclusiv în Republica Moldova, cât de mult o să le placă această decizie. Însă până ca să vă povestesc despre acest sistem de propulsie, există totuși zvonuri și am dat și noi că Skoda ar urma să lanseze și o versiune RS, uite, care să nu fie plug-in, care să aibă un motor de 2 litri pe benzină și care să producă vreo 245 de cai putere. Dar noi vorbim despre IV pentru că deocamdată doar despre el cunoaștem mai multe lucruri. Și iată ce am să vă spun despre Octavia IV. Sub capot, asta o să fie mare surpriză pentru tare mulți dintre voi. Sub capot stă un motor de 1,4 litri TSI care produce 150 de cai putere și care este asistat de un electromotor de 85 de kW. El produce 116 cai putere și 330 de Nm. În total avem o putere de 245 de cai putere, la fel ca și pe versiunea precedentă, și 400 de Nm. Puterea este transmisă spre roțile din față printr-un DSG cu 6 rapoarte. Nivelul de emisii CO2 per kilometru este de doar 30 de grame în ciclu WLTP, ceea ce înseamnă că modelul respectă deja noul standard de emisii Euro 6D. Înainte ca mulți dintre voi să-i sară în cap celor de la Skoda, trebuie să vă zic că modelele sportive pe viitor vor începe fie să dispară sau să fie electrificate toate, pentru că ele și aduc cel mai mare aport la media pe marcă, la nivel european, în termen de CO2 și respectiv dacă tai CO2-ul din modelele electrice sportive sau dacă tai în general din modelele sportive, uite că această cifră scade. Deci, înainte să îmi spun părerea despre această despre această unitate de propulsie, vreau să vă mai zic că mașina asta mai dispune de o baterie litiu-ion cu o capacitate de 13 kWh, ceea ce îi permite, uite, asta este un lucru tare bun dacă nu mergi cu viteză toată ziua cu Octavia RS, ceea ce îi permite să meargă până la 60 de km doar cu energie electrică stocată în baterii și asta este în ciclul WLTP. Deci un lucru foarte bun, pentru că vei putea merge cu Octavia RS doar pe electricitate. În modul sport, în care toată puterea agregatelor este folosită, mașina poate face 0-100 km/h în 7,3 secunde, în timp ce viteza maximă este de 225 de km/h. Fiți de acord, cifrele nu sunt deloc rele pentru acest model. Bineînțeles, există și diferența între o Octavia RS IV și o simplă Octavia, și anume, acest model vine standard dotat cu o servodirecție progresivă și o suspensie sport optimizată pentru ca mașina să fie mai dinamică. Skoda Octavia RS IV are lumini de ceață LED specifice și deci în partea din fața mașinii ele sunt diferite față de Octavia obișnuită și în general barele de protecție, jantele, partea din spate a mașinii cu difuzorul său de acolo, deci este un pic diferit.
Jantele sunt de culoare neagră, neagră de 18 inci, astea sunt standard, și opționale sunt cele de 19 inci. Etrierii de frână sunt de culoare roșie, deci asta deodată o să înțelegeți că aveți în față o Octavia RSIV dacă vedeți acești etrieri de culoare roșie. Deci, grila radiatorului, prizele de aer, difuzorul specific RS de pe bara de protecție frontală, aeroflapsurile de pe bara de protecție posterioară, difuzorul central spate și ramele geamurilor, toate vin într-o culoare neagră. Uite, alte elemente care o să distingă Octavia RSIV de celelalte modele din gamă. În timp ce modelul liftback are un spoiler negru pe haion, pe modelul combi acesta se găsește deasupra lunetei și este în culoarea caroseriei. Nu știu cum vouă, dar mie întotdeauna mi-a plăcut mai tare Octavia RS în versiunea combi și eu cred că arată absolut incredibil. Vedeți și voi pe aceste imagine. Deci, trecem spre interiorul modelului, iarăși culoarea neagră iese în evidență. Volanul multifuncțional din piele cu 3 spițe poartă un logo RS și include padele în spatele său pentru operarea de SG-uri. Asta e ceva normal să găsim pe Octavia RS. Scaunele sunt sportive din față și sunt tapizate cu țesătură neagră, în timp ce scaunele ergo opționale sunt acoperite cu alcantara și tapiserie din piele. Deci astea sunt scaunele opționale mai interesante și acestea mai pot fi reglabile pe adâncime. Scaunurile sunt împodobite cu un logo RS și cu cusături decorative în nuanță roșie sau argintii gri, care pot fi găsite de asemenea pe volanul din piele, pe cotiere și pe tabloul de bord acoperit cu alcantara. Deci multe lucruri care se disting de ceea ce avem pe o Octavia obișnuită. Iată, în interior. Un preț de start al modelului nu a fost anunțat deocamdată, însă ar putea exista și alte motorizări. Bine, despre motorizare am zis, Alex nu degeaba a scris asta. Vedem dacă se confirmă ideea cu o versiune RS cu un motor de 2 litri de 245 de cai putere. Eu sunt sigur că tare mulți fani ai mărcii vor vrea anume acest motor. Voi spuneți-mi ce credeți despre această unitate de propulsie nouă. Ce credeți în general despre ideea de a avea un motor de 1,4 litri TSI de 150 de cai putere combinat cu un electromotor pe o Octavia RS. Eu aș vrea să conduc mai întâi mașina asta până ca să mă expun, ca să nu știu, să nu dau impresii greșite, dar oricum, cred că ar fi ceva interesant. Să vedem doar dacă bateriile, cele care există într-o Octavia RS-IV și cele care de fapt aduc o greutate mai mare modelului, dacă nu vor influența cumva negativ capacitățile dinamice ale modelului. Eu cred că modelul în Europa, din ceea ce știu în legătură cu Octavia, cu modelul cu noua generație, ar urma să apară poate spre sfârșitul anului acesta, cel mai devreme în Republica Moldova, nu știu dacă îl vedem, în acest an, și vorbesc despre Octavia RS, pentru că Octavia generația nouă o să vină abia prin vară. Deci mai avem să așteptăm acest model. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video. Spuneți-mi în comentarii ce credeți despre Skoda Octavia RS-IV, pentru că așa se va numi modelul de acum încolo. Mersi tare mult! Autoblog.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova.